Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți cum se spune în această meserie, în jurnalism, că nu e o știre că un câine a mușcat un om, e o știre că un om a mușcat un câine. Așa e. Și din acest punct de vedere, următoarea știre se califică. Un fost jurnalist de investigație, care a scris două cărți despre Bill Gates, afirmă că acesta găzduia, citez, petreceri nud, nebunești, cu stripărițe, înainte de căsătoria cu Melinda. Moment în care se dă shutdown, ecran albastru, control al del, trei degete în tastatură. Cum adică, mă, petreceri nud, nebunești, cu stripărițe de tocilari? Își jucau soliter pe dezbrăcate. Asta făceau. Sau ceva. Iată ce zice acest domn. O grămadă, deci relatările sunt coroborate. După aceea, jurnalist de investigație, omul e serios. Aparent așa era. Deci, mintea mea se scurt-circuitează. Momentul ăsta face hard block. Dar nu mai merge decât dacă îl scoți din priză. O grămadă dintre puștii Microsoft de atunci erau tipi tineri în cămăși pătate de pizza de la lucrat continuu la Code Software, timp de 2-3 zile. Deci tocilarul perfect. Ăsta este ăla care stă pe calculator, mănâncă încă din gură pe cămașă. Da. Și are pete de mâncare pe el, că el nu face decât să stea la calculator și clipoc-clipoc spre ecran. Și zice, ei organizau niște petreceri destul de nebunești. În care ieșeau și luau stripărițe din Seattle pe care le aduceau la casa lui Bill Gates, ci că, citesc din nou, vizita unul dintre cluburile de striptease nud din Seattle. Acum, ce există și striptease? Am senzația că intrăm într-un domeniu în care noi nu prea ne pricepem. Eu n-am fost la un club de striptease în viața mea. Numai ce am mai văzut, am auzit filme. Despre, în filme, da. Înțeleg că sunt unele nud total și unele semi. Nud parțial sau ceva. Da? Cine știe să ne spună și nouă, nu citim mesajele pe post, că nu știu dacă avem voie, dar mă rog. Deci Gates vizita unul dintre cluburile de striptease nude din Seattle și plătea dansatoare să vină la casa lui și să noate dezbrăcate cu el și prietenii lui în piscina sa. Mamă, ce tare! Pe care băga scuza cu apă rece sau ceva. Da. Deci hai să ne distrăm, ce facem? Înotăm! Am piscină, știi ce frumos să fie? E apa mai rece, da? Luați culoarul 4, vă rog! Un fost director Microsoft a confirmat aceste relatări. Dar a spus, deci vă rog să remarcați cum judecă directorul Microsoft, dar a spus că nu se întâmpla cine știe ce, două puncte. După care urmează precizarea logică a situației. Ia. Să fii dezbrăcat într-o piscină nu e mare lucru. E o diferență între a fi dezbrăcat într-o piscină cu o grămadă de alți oameni și a fi dezbrăcat într-o piscină cu altcineva sau un pat cu altcineva. Am încheiat citatul. Și acum înțeleg, da. Aveți o bănuială de ce e Windows-ul, de ce merge Windows-ul, cum merge? Dacă ăștia sunt băieții care la distracție luau stripăriței și le puneau să noate dezbrăcate. Și ei intrau și ei dezbrăcați, dar asta nu însemna mare lucru, pentru că erau mai mulți. Dacă ar fi fost numai doi, era se tandreț. Schimba abordarea logică. Dar așa fiind mai mulți, e o mulțime și intră în altă parte, în altă abordare logică. Băi, dar știrea asta, deci titlul... Avem cartea asta, pe cărțile astea pe undeva, că eu le-aș citi. Bill Gates găzduia petreceri nud nebunești cu stripărițe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.